Bună, băieți, bine ați venit la un nou videoclip de Overwatch. Suntem aici pe mapa Inferno și hai să vedem ce face suspectul nostru. Să vedem dacă e codat sau nu, până la urma urmei, că asta facem noi. Că chiar sunt curioasă, văd că stă degeaba și văd că deja ne dă din încălzire. Hai să apăsăm așa, să îi vedem și noi. Deocamdată are 0 kill-uri și văd că începe deja să... Da, e clar. Să... Da, în jos. Am înțeles de ce a primit și report. Bănuiesc că ați înțeles și voi, că totul este clar. Dar hai să vedem și noi ce facem. Hai să ne amuzăm puțin pe seama lui. Ce fel e ea, frate? Mi-ar fi plăcut mult mai mult dacă ar fi fost un competitiv. Dar acum asta este. Hai să vedem asta până la capăt și să-l ajutăm pe domnul suspect să ia bani. Pentru că asta merită, nu? Așa este corect. Cei ce joacă cu Wall-Aim și toate chestiile astea să... Ia fix ce trebuie. Sper că voi nu jucați cu așa ceva. Ia să vedem ce fac. Ce mai stă să-i aștepte? Pentru că oricum îi ia, indiferent de situație, adică are puțin și-l omoară, voi vedeți? Se retrage. Și cam asta a fost. Sper că în meciul următor vom, nu știu, vom nimeri și noi pe cineva care să nu aibă Wall-Aim și tot felul de hack-uri. Sau cel puțin să nu stă să uite așa în jos. Stă și așteaptă aici după colț. Să-i bifăm și de Griffin, dar nu știu. Era în încălzire când stătea degeaba. Nu știu ce să zic de chestia asta, așa că lăsați un comentariu dacă se dă de Griffin și dacă stă în încălzire. Chestia asta chiar nu o știu și m-ar ajuta dacă ați vrea voi să o faceți. O, am murit! Suspectul nostru a murit și are 7 kill-uri și o moarte. Ce enervant e chestia asta. Și bănuiesc că o să piardă runda, exact. Dacă moare el, logic că pierde runda. Ok, deci l-a luat cu echipierul lui. De data aceasta, nu el. Vă spune că l-a salvat. Ok, și s-a cam terminat și demo-ul acesta.
pentru țintire este ajutor extern pentru vizibilitate, da, alt ajutor extern, eu spun că nu. Și Griffin, sincer să spun, nu știu dacă se ia în considerare și acel stat a fecat degeaba. Așa că, nu știu, lăsați-mi în comentarii acolo. Dar pentru asta, nu știu, cred că o să-i dau nu, pentru că pe moment ce nu sunt sigură, nu vreau să fac o greșeală. Așa că ne revedem la următorul Overwatch. Ok, haideți că s-a găsit și al doilea Overwatch pe acest videoclip. Haideți, suntem pe un competitiv pe mapa Mirage. Este runda 9 din 30, iar suspectul nostru este pe ultimul loc, are doar 2 kill-uri și 4 morți. Ok, hai să vedem de ce a primit el report. Poate de Griffin, poate cine știe, nu să este să fie de ăla, im și chestii de genul. Ok, l-a cam știut pe neamul ăsta. Îl știe și pe ăsta. Ok, deci... aparent, nu știu sigur dacă a primit deocamdată de Griffin, dar cu siguranță a primit pentru Wall. Haideți să vedem dacă are și aim, dacă face și Griffin sau altceva. Mă bucură faptul totuși că nu este un codat din ăla care stă cu ținta în pământ ca cel dinainte și chiar nu face absolut nimic, știi? Măcar că o să te mai distrezi, mai... mai se întâmplă câte ceva, una alta. Cât se duce după el? Este înconjurat. Uitați cum îl știi. Din păcate l-a luat cu echipierul lui și nu a apucat să-l ia el. Dar are timp. Și eu care îl credeam curat și chestii, știi, și nevinovat, m-a dezamăgit. Dar, nu știu, vreau să fiu mai atentă și vreau să văd dacă are și aim. Ăla are sigur, asta ne demonstra, dar nu știu dacă are și aim. Ia să vedem. Oh. Sigur este silver sau ceva, după cum aruncă grenezi toate chestiile astea. Ia uitați. Ia să vedem cum îl ia pe acesta. E 1v2. Cu siguranță o să iei exact ce ziceam. După, dă și drop. Încă rămâne pe ultimul loc spre mirarea mea. L-a luat și pe ăsta. Bă, da, nu știu, nu face de ajunsuri kill-uri ca să-mi dau seama dacă are și aim. Pentru că, na, wall sigur are, dar aim nu pot să-mi dau seama. Nu prea văd să-i sară ținta. Ce a murit ăla acolo. Iar a rămas unul singur.
îți dau și mă întreb oare întreaga echipă este cu Walsh aia? Că văd că toți au nu știu, scoruri destul de ok. Ceva să uită la ei prin pereți. Nu știu de ce presim că aici va muri. Încearcă să ia prin pereți. Îi așteaptă aici, ia să vedem. Ok. Spre uimirea mea chiar moare omul. Bă, că se schimbă și echipele. Ce frumos ești. Ok, a dat cap ăla, dar aici, din câte ați văzut, a dat vreo 4 gulanțe, dacă nu mă înșel, 3-4 și nu i-a sărit ținta, deci nu cred că are ajutor extern pentru țintire, nu cred, nu știu, pentru vizibilitate, da, dar pentru țintire, nu știu, nu cred că are, așa că nu-i vom bifa și nici de griffing. Da, lăsați și voi în secțiunea de comentarii acolo ce părere aveți și dacă avea sau nu. Însă eu nu îi voi da, pentru că nu sunt sigură și... Da. Lăsați cât un like dacă v-a plăcut, abonați-vă dacă n-ați făcut-o încă și ne vom revedea data viitoare.